Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, azi poezii de Corneliu Vadim Tudor. Nu se mai vindecă această țară de boala asta groaznică și rară. Este hoția cea mai blestemată care ne trage zi de zi pe roată. Sondaje mincinoase și nefaste scoase din bursă de niște neamuri proaste. Apoi se fură în văzul tuturor la urne, chiar și pe calculator. Softul netrebnic e trucat din vreme cu cele mai sofisticate scheme. Echipe de borfași bine dresați din zor și până noaptea sunt plimbați. Autocare pline de geambași cu trei relasați la oraș. Aceste turme bine furajate votează în delir, fiindcă se poate. În cârtășie cu primarii hoți, mafia scoate limba de doi coți. Pe însărate se răstoarnă votul, rapid se schimbă urnele cu totul. Poliția și cu jandarmerie au scris pe steagul lor servesc mafia la un semnal, încep să intre în roluri, sondorii ce livrează exit poluri. Coloane colorate și lucioase temind ca niște mere viermănoase. E pus la grea încercarea în grenajul cum să se pupe urna cu sondajul, cum poate fi servită pe o tavă această cupă plină cu o travă, înghit românii și de data asta, iar Europa va tăcea ca proasta. În țara asta fără Dumnezeu se fură tot, și sfântul curcubeu. Se fură grâul din colivă, chiar și zahărul din ceai, de-l bem amar. Se fură dinții, ochii unui mort și fătul rezultat dintr-un avort. Ce țară mai asta? Nu e țară, e colonie penitenciară. Nu vă mirați că de un sfert de veac românii pupă moaștere și tac. Tratează cu sictiri și cu boicot chemarea politrucilor la vot și dacă merg la urne, unii vin pentru fasole și un chil de vin. Democrația așa e doar o farsă, un jmen păgân cu Biblia întoarsă. De atâta timp românii sunt drogați, mereu ies alții care nu-s votați. Iar găștile acestei interlope livrează șpăgi întregi Europe. Dar nici anchiei nu sunt neglijați, doar sunt destule bogăți în Carpați. Pe hărțile de sfârâului barbar această țară e not feroviar. Aici se fac și se desfac rețele de mari spioni și făcători de rele, de traficanți de arme și organe, de pedofili cu vicii subumane. Când vor ieși acestea la iveală, rușinea va fi cruntă și mortală. Abar n-aveți cât ne-am ticăloșit. Ne va crăpa obrazul la sfârșit. Iată de ce nu e lăsată țara să scuture ea singură povara. E clar de ce mafia Hrebenciucă nu va scăpa nimic din ce apucă, păzea că vin alegerile, iar mare atenție la buzunar. Aceleași bani de vechi și reciclate, iar mint că au proiecte minunate. Să nu le credeți, nu le dați vreun vot, mai bine le dați una peste bot. Grădina Maicii Domnului. E clar, este închisă pentru inventar.